Partida de sâmbătă a început cum nu se poate mai rău pentru buzoieni. Oaspeții au deschis scorul în minutul 15 prin Andrei Radu, scor 0 la 1. Acesta a fost de altfel și scorul primei reprize. De la cabine însă, au ieșit două echipe total diferite. Gloria a început în forță partea secundă și după numai 5 minute, după o pasă genială a lui Marcu, Danciu a preluat în interiorul careului și a restabilit egalitatea cu un șut imparabil la colțul lung, scor 1 la 1. Gruparea din Berceni nici nu a mai contat iar meciul a continuat cu Gloria sufocându-și adversara în propria jumătate de teren. Pe fondul dominării grupării buzoiene a venit și golul 2, reușit de Răduca. Gloria a mai avut și o bară prin Dedu, iar oaspeții au jucat pentru ultimele 20 de minute cu un om în minus, după eliminarea lui Etienne, care a luat al doilea galben. Partida s-a încheiat cu scorul de 2 la 1, victorie, în urma căreia echipa din Crâng își consolidează prima poziție în play-out. Gloria va mai câștiga încă 3 puncte, miercuri la masa verde, când ar fi trebuit să evolueze în deplasare în fața grupării Ceahlăul piatra neamț Nemțenii nu s-au prezentat la meciul de sâmbătă cu ce se balotești și, potrivit regulamentului, fiind la al doilea meci la care absentează, din sezonul următor vor fi excluși din Liga a doua și trimiși în Liga a treia.